doesn't even know it's full. Tragedia care a avut locul 35 de ani în urmă la Olivia. N-am sunit, Olivia. Astăzi noi comemorăm 35 de ani de la marea tragedie care a avut loc la centrala atomoelectrică de la Cernobâl. Eu vreau să spun un cuvânt mare de mulțumire primarul general al capitalei, care câți primare în urma lui a fost, 21 de ani, nu s-a făcut nimic la viitor memorial, care a să-l vedeți la ora 12, știți că era o piatră de temelii și mai mult nimic. Acum s-a făcut o frumusață destul de mare, măcar că nu-i tot făcut, încă urmează să facem însuși monumentul acestui memorial, dar mulțumesc frumos acestui om cu inimă și suflet mare care ne-a ajutat, cu atâta mai mult că tatăl lui tot a participat la lucrări de lichidare a consecințelor catastrofei de la Cernobâl. Această catastrofă a schimbat omenirea din... Deci noi cei care am fost la lichidare împărțim această perioadă de până la Cernobâl și după Cernobâl. Dacă până la Cernobâl, noi nu simțim aceea ce simțim după Cernobâl, deci după Cernobâl ne-am trezit cu un șir de maladii, alte unii care s-au agravat în urmă acțiunea radioactivizată asupra organismului omului, altele au apărut din nou. Slava Domnului că am ajuns la 35 de ani, la ziua de azi. Vreau să spun cuvinte de mulțumire la toată lumea care cu faptele lor eroici, cu adevărat eroici, au scăpat sute și zeci de mii de vieți omenești, deoarece, după cum spun învățații, toată Europa, jumătate de Europa era să fie ștearsă pe Pământul Globuntesc, doar se gătea a treilea reacție în lanț, așa numită, nucleară, care era să ardă tot Pământul și până în ziua de azi era să fie Pământ ars și nimeni care ne aflăm aici nu mai era să fie îngăs. Mulțumim lui Dumnezeu și la toată lumea că am ajuns la ziua de azi, Dumnezeu să ne dea la toți sănătate și să trăim și mai departe. Terminăm cu locul ăsta sfânt, care în momentul memorial și în catastrofă de Cernobâl și la anul, cu adevărat, să întâlnim în plin, cum spune, frumusețe și un memorial, cu adevărat, care poate nici n-ați fi nicăieri în teritoriul fostei Uniunii Sovietice.
cu pandemie, noi am convocat cu primărie și am hotărât ca să depunem flori conducerea orașului, conducerea unui Cernobâl, conducerea primăriei, conducerea Ministerului Apărării și conducerea Ministerului de Interne. Iată este. Ceilalți, la ora 12, iarăși, într-un număr nu mai mult de 30 de oameni, vom face un mic meeting și depune pe flori la memorial Victor Catastrofile Cernobâl, la care va lua parte și președintele Parlamentului, doamna Simonetta Crăciun. Eu sunt Tudor Căpățână, președintele Uniunii Cernobâl din Moldova. Ok, mai vreți ceva? Întâi de toate vreau să vă salut și să spun că suntem alături de această comunitate de oameni. Sunt 35 de ani de la această tragedie a omenirii, tragedie care a influențat regiunea în modul în care știți dumneavoastră că sunt lucrurile. Și avem și foarte multe consecințe, în special pe partea de sănătate publică în regiune, dar și nu doar. Și sunt 3500 de participanți din partea Republicii Moldova, RSSM de pe atunci, la lichidarea efectelor acestei avarii. Eu vreau să aduc omagiu fiecărui care a fost acolo în calitate de medic sau persoană din diferite organe ale poliției sau ale armatei, participanți, toți cei care au pus umărul pentru a înlătura consecințele negative. Și da, pentru că m-a întrebat cineva, sunt foarte mândru de faptul că tatăl meu, care a fost medic reanimatolog, astăzi este invalid de grupa 1, în prima perioadă, în acel an, 1986, a fost alături de ceilalți medici, ceilalți participanți la lichidarea avariei și tuturor le doresc multă, multă sănătate în această provință și ca să nu se mai repete astfel de lucruri oriunde ar fi pe glori, nu contează mai aproape sau mai departe de unde mai departe. Este un început de renovare. Sunt proiectele pe care le-am aprobat împreună cu comunitatea cernobeliștilor. Cred că veți merge și veți vedea. Cert este un singur lucru, că erau fundamente în zonă care cineva credea că le va organiza ca și clădiri, ca și imobile. Le-am evacuat, o să ne clarificăm în instanța de judecată. În rest, zona va fi amenajată în memoria și ca omagiu celor căzuți, celor care au avut de suferit în urma avariei la Cernobâl. Este complicat să spun care sunt costurile finale, mai ales că nu este finalizat lucrarea. Cred că voi reveni cu detalii în acest sens însăși la monument. Dacă vă interesează de mijlocit, era ceva puțin peste 1 milion de lei. Vreau să vă întrebăm, este adevărat că v-ați vaccinat? Nu, nu m-am vaccinat. Când o să mă vaccinez, am să anunț despre acest lucru public, neapărat, și o să vă comunic tuturor, chiar dacă o să insistați, o să vă invit să facem acest lucru, dacă ne va permite deontologia. Dar mama dumneavoastră s-a vaccinat? Eu cred că este irelevant să discutăm aceste subiecte. Ei s-au vehiculat, a mai zis și domnul Cepanu. De fapt, a afirmat de la el a pornit tot. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Se vehiculează multe lucruri, o întrebați pe doamna Eugenie Cepan dacă aveți...